Prima înfiorătoare într-un sat din România. Un bărbat de 47 de ani și-a ucis partenera și a îngropat corpul în curtea casei. Atenție urmează informații cu un puternic impact emoțional. Individul a fugit de la locul faptei, dar a fost prins de jandarmi într-o pădure. Femeia de 42 de ani era divorțată și avea o relație amoroasă cu fostul ei cumnat, adică fratele fostului soț. În urmă cu patru zile, cei doi s-ar fi luat la ceartă și individul de 47 de ani, Amețit de băutură, s-a năpustit asupra femeii și a înjunghiat-o. Rănită la gât, femeia a murit pe loc. Ceva mai târziu, fiul ei, un tânăr de 21 de ani, a descoperit crima când s-a întors acasă. Fiul victimei îi spun, dar unde e mama? A zis că e dusă plecată, că a luat-o razna și am văzut acolo o baltă de sânge și parcă Dumnezeu mi-a spus să mă duc acolo, în deal, în groapa aia. Vecinii spun că în momentul atacului i-au auzit strigătele în curte. Bărbatul a fost reținut și dus la Institutul de Psihiatrie Socola din Iași pentru expertiză psihiatrică.